călători, trenul Regio numărul 2043 în direcția Deva va sosi în stație la linia Re și va staționa 3 minute. Trenul Regio 2043 va pleca de la linia Re în direcția Arad. Trenul va opri în toate stațiile până la Arad. Așa. Și cred că și ălalt. Ce se numește? Bun. Lasă așa, mai e grabă. Acum am zis. Stimați călători, trenul Interregio numărul 1766 în direcția Timișoara Nord are o întârziere de aproximativ 30 minute. Vă rugăm să ne scuzați. Deja am spus că asta ar trebui să stai 3 minute până la al mai este. Asta mi-a dus jos. Pleacă 2043. Ce am făcut cu camera. De fapt nu e camera. Eu filmez cu telefonul. Na, s-a dus. Trenul Regio 2043 Simeri Arad. Stați așa, ține-o mânușa. Eu de când am așteptat? Va pleca de la linia 3 în direcția ZAM. Trenul va opri în toate stațiile până la ZAM. ZAM, 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 de la ZAMĂ, ZAMĂ și ar trebui să apară în partea stângă. Ok. Dacă mai anunță pe ăsta, oricum la 5-7 ar trebui să vină. Da, mai lăsă leacă. Bun, bun, hai, începem. 1, 2, 3 și trenul Regio 2028 Timișoara Nord, ZAM. Trasă de Bobică 68 915304600686. Cu 3 vagoane. Cred că la 57, cred că o să sosească 1766 Timișoara Nord Iași.
pleacă. Trenul Regio 2028 Timișoara Norzam, tras de către Bobică 68. Și s-a dus aici. Aici stai. Ăsta ar trebui să aibă 5 vagoane clasa a doua. Iar locomotiva ar trebui să fie EA108. Da, 5 vagoane, că astea 20 de Botoșani, practic, și astea 30 de Iași. Ăla cu vagonul ăla de dormit și cu vagonul ăla cu șetă, practic. Asta e trenul care s-a anunțat întârzierii 30 de minute. La 16 a ajuns asta, în loc la 15. Pleacă deja. Bun, deci sunt convins că pleacă. Cred că stă, ori cred că stă un minut pentru că a întârziat. Ce am văzut aici. Da, dacă ratez asta, azi cum mai bine filmam aici. Deci sunt convins că a ajuns cu întârziere la 16. Acum a saltat unul din vagon. Da, că de acolo ultimul e vagonul cu șetă, practic. Ia să ai așa că fug. Olea, că se văd. Unde cred că o să iau baza aia unde filmam, dar cred că am ratat-o. Na. Trenul între Regio 1766 Timișoara Nord. Ea aș trasă de către locomotiva EA108 cu două vagoane de Botoșani. Acum se îndreaptă spre stația să văd și s-a dus. Așa că nu uitați că să vă placă acest video clip, așa că la revedere.